ziua, bună dimineața sau bună seara, dragi români de pretutindeni. Vă salut cu stimă și respect, ca de obicei. Nu sunt la pupitru, puteți să vedeți. Mă aflu pe teren. Bate un vântișel aici, dar totuși este ceva foarte... Mă aflu cu un prieten, care și-a un pic de masă. Ne aflăm în munții Ciucaș, o zonă de vis, o zonă încărcată cu energie, dar și cu istorie, cu spirit și cu oarecare amprentă spirituală. Deci, ne aflăm la răscruce de drumurile memoriei. Aici este vorba de rezistența armată din Ciucaș. Ne aflăm exact aproape de inima țării, la trecerea dintre județul Prahova și județul Brașov. Aici avem câteva sigle. Ciucașul este un munte, cum am spus, încărcat de istorie, de spirit. Și totuși, spune aici, o societate fără credință și Dumnezeu ajunge o societate coruptă și murdară, care naște monștri cu figuri de oameni ce fac rău în jurul lor, precum cei care m-au chinuit și m-au condamnat. Dumitru Lungu, liderul grupului de rezistență din munții Ciucaș. Păi, atunci o să fac și eu un mic cadru. Puteți să dați pauză oricând ca să citiți. Sper că se vede. Apoi să fac un close-up ceva mai aproape ca să puteți să citiți bucată cu bucată, dacă doriți. Deci, repet, puteți să dați pauză oricând. Vântul aici bate destul de blând, deocamdată. Repet, puteți să dați pauză oricând, să citiți. Mulțumim primăriei din Mălăciu. Și, bineînțeles, iată o siglă care ne interesează. Nimic fără Dumnezeu, totul pentru țară. Și desigur nimic pentru sine, nu-i așa? Mai departe avem răscrucea, care, iată, este un indicator ce ne arată drumurile pe care o să le parcurgem astăzi. Noi nu o să luăm spre cheia, noi o să luăm pe partea asta, ar trebui să vedeți, ia să vedem. Nici Valea Stânei prin Valea Purului, dar cabana Ciucaș, sigur. În orice caz, noi o luăm într-acolo. A ieșit un pic de soare, hai să zicem. Ne-am oprit o țără așa pentru pauză. Încolo vedem Valea Chirușca, sau Șaua Chirușca, care duce într-acolo munții Ciucaș, vârful Ciucaș, practic. Și, cum îi spune, Tigăile Mari. O să revenim pe parcurs să vedem ce putem să mai găsim. Tot înainte, prin ceață, spre Gorfșoarele. Un gorgan destul de lat. Munții sunt relativ colinari. Ceea ce trebuie să știți, din punct de vedere geografic și geologic despre Ciucaș, este că sunt munți ce conțin roci, precum șisturi calcaroase, conține șisturi cristaline și mai ales conglomerate. Înseamnă că aici este o zonă a microplăcilor tectonice, francei, getică, a Bursei sau din țara Bursei și a Târnavelor sau Transilvana, ceva de genul. Au fost, se pare că, în alte vremuri, niște insulițe care s-au unit.
Iată-ne pe Gorganul Gropșoarele. Norul trece, nestingherit. Abia dacă mai vedem ceva. Se aude în depărtare corbul. Nu foarte departe, e deasupra noastră chiar. Superb. Ca de obicei, însă, peisajele cred că o să se dezvolte mai târziu. Da. Valea Teleajenului, din câte știu. Am trecut de Gropșoarele. Tocmai coborâm Gorganul ăsta. Pe traseu, desigur. Iată rocile conglomerate, cum vă spuneam. În depărtare se vede cabana Muntele Roșu, în partea stângă. Aici, așa. Iar aici valea de pe unde urcăm. Spre Muntele Roșu, efectiv. În lotul Ciucaș au fost arestați 40 de oameni, deși în realitate doar 10-12 au fost implicați direct în grupare, fiindcă regimul a vrut să dea o mai mare amploare procesului. Ancheta s-a desfășurat la Siguranța Ploiești, a durat mai multe luni și a fost marcată de încercări de intimidare, manipulare și violență. Dumitru Lungu a lăsat o descriere uluitoare despre chinurile anchetei. După ce mi-au legat mâinile, mi-au legat și picioarele unul lângă altul, strâns la maxim cu un lanț subțire. După ce cu multă trudă mi-au băgat genunchii îndoiți printre mâini, între mâini și picioare au băgat o rangă groasă de fier, astfel că mâinile rămâneau în partea de jos a rângii. După aceea, agenții au apucat unul de un cap al rângii, iar celălalt de celălalt cap și au rezemat cele două capete de două mese, ceva mai înalte, încât corpul a luat poziția cu capul în jos, iar tălpile picioarelor ședeau una lângă alta, la orizontal. Un agent era la masa din dreapta, iar altul la masa din stânga, având fiecare în mână câte o rangă de fier. Un alt agent ședea pe vine, lângă capul meu, și avea lângă el o căldare cu apă. Au început să-mi lovească tălpile ca la nicovală cu cei doi drugi pe care îi țineau cu amândouă mâinile. După circa 40 de lovituri, tălpile bocancilor au sărit. Au continuat loviturile pe ciorap, apoi pe piciorul gol. În prima seară am numărat până la 80 de lovituri, apoi n-am mai știut nimic. M-am pomenit cu capul într-o căldare cu apă. Probabil leșinasem. Eram atârnat de acea bară. Simțeam că șirea spinării mi-a foc. După ce mi-a mai revenit, a început din nou bătaia și tot loveau, până îți pierdeai cunoștința și atunci urma căldarea cu apă. Ce n-aș fi dat ca în momentul acela să mor? Nu doream celor care m-au torturat și nici celor mai răi oameni să treacă prin asemenea încercări. Cei care mă chinuiau aveau totuși ochi, mâini, picioare, aveau figură de oameni. Mă întreb și acum, când am ajuns la o vârstă înaintată, erau oameni? Oare aceștia aveau suflet? Erau ei creația lui Dumnezeu? Nu cumva erau creația iadului? La sfârșitul cercetărilor, arestații au fost transferați și judecați de către Tribunalul Militar Brașov. Acuzații și-au înfruntat procesul cu demnitate. Ultimul cuvânt al lui Dumitru Lungu a fost: trăiască România! După pronunțarea unor sentințe de până la 20 de ani muncă silnică, condamnații au fost transferați la iud. Cum regimul comunist nu se instalase complet, la recursul judecat la Sibiu, peste câteva luni, membrii grupării au primit o sentință echivalentă cu detenția deja efectuată, astfel că au fost eliberați. Din nefericire, nu a fost decât o scurtă pauză între două persecuții. Începând cu 10 mai 1948, mulți au fost rearestați și aruncați în penitenciare și colonii de muncă. Deși a avut o existență de scurtă durată și are o istorie încă nescrisă, grupul de rezistență din Munții din Ciucaș, cu mulți dintre eroii săi necunoscuți, este parte obligatorie din identitatea noastră contemporană și națională, ce merită adusă în fața călătorilor de pe aceste poteci. Ne îndreptăm spre Zăganu, încolo, în spate. Cum? După Gorganul de acolo. Și mai exact acolo. De fapt, în partea asta nu se vede că e ceață. Vom procede. E un loc magic. Iată, dragilor, drumul memoriei. Ducea către Zăganul. Zăganul este supranumit și una dintre cele mai frumoase păsări răpitoare din Carpați, vulturul bărbos, Gypetos
Barbados. Mai există doar un singur exemplar denumit Adonis, e un juvenil. Îl găsiți probabil prin apusele, pe acolo a fost depistat. Un lammergeier, așa-i spune, de Gypetos Barbatus, care, datorită vânării excesive, a cam dispărut de pe la noi. Se perinda pe aici, prin Carpații de Curbură. Și este o pasăre specială, în sensul că se hrănește aproape exclusiv cu măduvă osoasă, de oase de vită. Vaci care au murit, s-au descompus, modularele lor au rămas pe creste, ei prind în gheare acele oase, după ce toate păsările necrofage le golesc de carne, desigur și de organe, și le aruncă de la mare înălțime, pe stâncile montane, în așa fel încât să se spargă oasele. Dacă nu reușesc să se spargă, aceste păsări, acești vulturi saturnieni, putea să spunem, că se dezvoltă în raza lui Saturn, bătrânul zilelor și al nopților, le înghit cu totul. Femur, tibi, cu copite, etc. Se spune că sucul lor gastric este de 10 ori mai coroziv decât acidul de baterie de mașină, adică decât acidul sulfuric. Deci, extraordinar, nu? Aici este o parte din Valea Stânii, care se vede dincolo de această vâlcea, să spunem. Urmează niște ravene care sunt aproape exclusiv formate din roci sedimentare, precum conglomeratele, pe care cred că le puteți vedea cam pe aici. Ia să vedem. Reușește să treacă norul. Când ploile abundă pe aici, acele ravene se inundă, efectiv, și nu mai pot fi trecute. Este și un traseu, mi se pare că cu punct albastru, dacă nu mă înșel. Un traseu de-a dreptul magic. Spre Zăganu! Spre Zăganu! Da. Ascunzișuri perfecte. Da. Pitoresc cu situații. Mai avem mult și ajungem pe Zăganu. Într-acolo.
Și acum, dragilor, lanțuri. Așa se numește zona, la lanțuri. Să procedăm. E bine să vă țineți de lanțuri dacă nu aveți foarte mult echilibru. Dar dacă aveți, lucrați cu el. Și bineînțeles, bocanci buni. Că pietrele astea, mă ales dacă sunt ude. Interesant. Te duci în hău. Încep să fie chipriti pe zi. Printre tumuli neconglomerate. Aceea cu țugui în partea aia se mai numește și piatra Goliat. O altă parte a drumurilor memoriei îl întâlnim de data aceasta pe George Manu, rectorul de la IUD, unul dintre cei mai mari eroi intelectuali ai rezistenței anticomuniste. Fraților, după cum vedem, rezistența armată din Ciucaș ne aduce la întâlnirea cu George Manu, profesor universitar, liderul Mișcării Naționale de Rezistență, supranumit și rectorul de la IUD. Nu am greșit cu nimic. Eu am vrut să distrug comunismul și îmi pare rău că nu am reușit. Avem iarăși un text pe care vă las să-l citiți. Puteți să dați pauză. Avem și partea în engleză pentru cei care vor să citească. Se pare că rezistența anticomunistă armată din munți a ajuns și în zona munților Ciucași. După cum vedem, niște munți foarte bine plasați. Ascunzătoarea perfectă pentru cei care vor să se refugieze dincolo de spațiile urbane, conglomeratele sau aglomeratele urbane care sunt așa de dorite de către marele corporații transnaționale. Și de către nimeniciști. Și de către, bineînțeles, așa zis și progresiști spiritualiști cu care lucrează acești corporatiști, de altfel. Adevărați comuniști. Tumulul din fundal, piatra lui Goliat. Se pare că pământul ține cu poporul român aici, în această minunată grădină a Maicii Domnului. Rezistența anticomunistă împotriva armatei sovietice a început imediat după 23 august 1944, partizanii organizându-se în zonele muntoase pentru a împiedica comunizarea țării. În această logică se înscrie grupul din muntele Ciucaș, care a avut parte de o existență scurtă și o represiune brutală. Dumitru Lungu a pus bazele acestui grup la începutul lui 1945, cu ajutorul inginerului prahovean Gheorghe Dragon, trimis să cerceteze terenul în căutarea unui loc potrivit să adăpostească un nucleu de 40-50 de persoane. Scopul grupării era rezistența până la apariția unor forțe militare pentru a se opune regimului comunist care începuse să se instaleze din ce în ce mai puternic. Aproximativ 15 fugari s-au deplasat în munți cu materialele necesare construirii unui adăpost. La început, grupul condus de Dragon s-a adăpostit în cabana Alexandru Vlahuță,
din Ciucaș, care era nelocuită în timpul iernii. Pentru a consolida organizația cu un om experimentat, Dumitru Lungu a luat legătura cu Gheorghe Bozdoc, care era închis în penitenciarul din Ploiești. În această perioadă, Partidul Comunist nu avea control deplin asupra instituțiilor, motiv pentru care vechile relații încă mai funcționau. Cu ajutorul unui medic, Lungu l-a întâlnit pe Bozdoc în camera obscură a unui spital din Ploiești și i-a propus să evadeze. Din nefericire, ceea ce începuse ca o acțiune de fortificare a grupului s-a transformat în prilejul căderii. Din cauza unei scurgeri de informații către siguranță, Bozdoc a fost arestat la scurt timp după evadare într-o locuință conspirativă din Ploiești. Omul de legătură cu grupul din Muntele Ciucaș a fost arestat o oră mai târziu din același loc, unde se deplasase pentru a-l prelua pe Bozdoc. Bătut cumplit, a cedat în ancheta siguranței și a dezvăluit mai multe adrese conspirative și existența grupului de pe Muntele Ciucaș. La toate acele adrese au fost plasați agenți de siguranță pentru a-i aresta pe cei care soseau în necunoștință de cauză. În aceste împrejurări a fost prins Matei Vasilescu, unul dintre membrii organizației care a reușit o evadare spectaculoasă în drum spre Chestură, datorită neglijenței agentului pe care l-a rănit cu un foc de armă. A fost prins la scurt timp alături de Dumitru Lungu de o echipă a siguranței. Un alt membru al grupului a fost arestat după o urmărire spectaculoasă prin Ploiești, în cursul căreia a primit numai puțin de 4 focuri de armă în zona capului. A supraviețuit în mod miraculos și anchetei de la Ploiești, cu capul complet bandajat, un tânăr de 20 de ani nu a fost la fel de norocos. Atunci când a refuzat să se predea, a fost împușcat mortal de către agenții siguranței. În mai puțin de o zi și o noapte, aproape toți membrii grupului de pe Muntele Ciucaș au fost arestați în timp ce coborau pentru informații la adresele din Ploiești. Vârful Zăganu, 1817 metri. O urcare cam a naibii, abruptă, afurisită. Ceva greu. Ceva așa cumva. Dincolo de ați imagina că un tumul poți să-l urci așa de rapid, dar cu enorme eforturi. Fraților, cum spuneam, Zăganul, o pasăre măiastră, este într-adevăr un simbol național, numai că acest simbol național a fost ucis cam ultimul exemplar autentic din Carpații Românești, de nimeni altul decât Nicolae Ceaușescu. Socialiștii ucid tot. Nu interesează marea mamălătorii. Nu interesează sub nicio formă. Nu interesează frumusețea naturii. Ei vor să facă din umanitatea asta un furnicar nenorocit, care, practic, n-are niciun pic de destin. Iată-ne pe vârful Zăganu, după o urcare destul de abruptă, da, merită. În luptă în munți am fost doar răniți, dar omorâți niciunul. Uciși am fost doar când am fost vânduți. O spun cu durere, vânzarea de frate e o boală națională, care dacă nu vom reuși să ne vindecăm, ne va ucide pe toți. Nu ne-am făcut iluzii că ni se vor alătura mulți oameni. Unii n-au venit de frică și ei trebuie înțeleși. Pe alții nu interesează decât propriul interes. Regimurile se schimbă, profitorii nu. Rămâne apoi marea masă a truditorilor, a căror viață se reduce la muncă și la hrană, într-un ciclu etern, și ale căror conștiințe nu se ridică mai sus de blidul de mâncare dinaintea nasului. Cu ei face stăpânirea ce vrea. În primul rând să gândească în locul lor. Suntem în nori, suntem cu capul în nori, dar suntem cu picioarele pe pământ. O altitudine destul de joasă pentru acești nori, dar cu atitudine înaltă. Coborârăm. Trăși grăpiși, nu? Uh-huh. Hai, la vale.
Nu, mă, iau la vale. Aoleu. Dar știi că te duc un pic. Încolo e Buzău. Ne îndreptăm spre Ciucaș. Și iau Chirușca. Ciucașul încă este în nor. Venim să-l cucerim. Pătrundem prin Șaua Chirușca, dragii mei, către Ciucaș. Fraților, bate un vânt teribil, am ajuns cu Ciucaș. Și mai la vârful din Ciucaș.